Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vă propun o etalare interactivă despre dragoste, despre să vedem ce ar trebui dumneavoastră să faceți, ce mișcare trebuie să faceți, ce acțiuni trebuie să luați și care va fi viitorul, da? Care va fi finalitatea. Este o etalare interactivă, valabilă, spun eu, pentru luna ianuarie. Însă cum energiile și universul nu cunoaște timpul nostru, eu spun pentru luna ianuarie, însă ea poate fi valabilă ori de câte ori, poate sunteți și revedeți acest videoclip. Așadar, v-aș propune 4 variante. Între timp, dumneavoastră să vă alegeți un număr de la 1 la 4, să țineți bine varianta minte. Puteți reveni mai târziu și alege o altă variantă, dar bine ar fi la început să vă alegeți o singură variantă. Și să vă gândiți bine la persoana persoana specială, la o persoană pe care dumneavoastră o aveți în minte, în sufletul dumneavoastră. Fie că sunteți într-o relație, fie că nu sunteți într-o relație cu persoana respectivă. Haideți să începem cu prima variantă. Aici, în această variantă, am să dau aceste variante mai departe, ce trebuie dumneavoastră să faceți, da? Aici cărțile îmi vorbesc despre o persoană care parcă vă aflați într-o situație în care cei din jurul dumneavoastră, fie că sunt prieteni, fie că este familia, nu știu, anturajul dumneavoastră, da? Sunt mai multe persoane care parcă vă pun bețe în roate, care parcă nu vor ca dumneavoastră să fiți în această relație. Fie, deci, anturajul dumneavoastră, fie anturajul partenerului sau partenerei dumneavoastră. În orice caz, există o situație în care dumneavoastră trebuie să treceți peste aceste obstacole, da? Să treceți pentru că universul vă spune să nu vă lăsați bătută sau bătut, să nu vă lăsați învinși, da? Pentru că este doar un moment trecător, este un probabil și un conflict intern, poate pentru o parte dintre dumneavoastră pe care îl aveți cu voi înșivă. Însă, cu siguranță, pentru o mare parte dintre voi este vorba despre un conflict cu cei din jurul dumneavoastră, cu anturajul, care parcă nu vor să mergeți către această relație. Vedeți ce frumos. Vreți să fugiți, să plecați, însă parcă vi se aruncă aceste bețe în roate, parcă vi se aruncă aceste obstacole, însă universul, uitați-vă aici, vă trimite un semn și vă spune nu, continuați drumul, pentru că debarasați-vă de acest val de ostilitate, pentru că va fi trecător, veți avea sângele necesar și puterea necesară să mergeți mai departe. Nu vă dați bătuți, da? Nu vă dați bătuți, pentru că văd că pentru moment parcă refuzați dragostea persoanei respective, iar ea vrea să vă ofere totul. Vrea să vă ofere totul, dar parcă sunteți atât de triști, atât de cum să vă spun, vă simțiți așa fără puteri, vă simțiți fără vlagă, pentru că parcă sunt foarte multe obstacole în jurul vostru ca să ajungeți la capăt cu această relație, însă persoana cealaltă, să știți că vă oferă totul, este gata să vă ofere totul, dar voi nu sunteți gata să acceptați această absolută, să
acceptați această frumusețe pe care o puteți avea și stabilitate pe care o puteți avea în această dragoste, da? Deci viitorul este asigurat, veți avea o recompensă, însă nu, parcă nu sunteți gata să o acceptați această recompensă, nu știu de ce, o mare parte dintre voi nu sunteți gata, da? Pentru a accepta ceea ce... îmi cer scuze să întrerup. Deci, cum spuneam, nu sunteți parcă pregătiți să aveți această... acest succes în dragoste, nu știu de ce, parcă îl refuzați. Poate din cauza conflictelor, poate din cauza obstacolelor pe care le-ați avut, poate nu mai aveți puterea necesară, deși eu vă văd că sunteți determinați să mergeți mai departe, dar parcă o parte dintre voi ar merge mai departe, o parte nu. În orice caz, văd aici o puternică energie din... Rac, scorpion, vărsător, săgetător, leu, berbec, iarăși există, văd aici, poate aveți de-a face cu o persoană șatenă, cu ochii căprui sau blonduță cu ochii albaștri, mai poate fi. De asemenea, văd că sunt persoane, sunteți persoană pasională, energetică, iar cealaltă persoană poate fi emotivă, creativă, în orice caz o combinație plăcută de elemente extraordinare. Cărțile vă îndeamnă să mergeți mai departe, să nu vă opriți, să nu uitați niciodată persoana aceasta specială pe care dumneavoastră o aveți în cap, pentru că este trimisă de univers. Este în destinul dumneavoastră și vă spun să nu vă opriți, să vă gândiți mereu la această persoană, la această uniune, la frumusețea pe care această persoană vă poate oferi în viață. Vă poate oferi totul persoana specială pe care dumneavoastră o aveți în minte. Nici să nu vă gândiți că nu v-ar putea oferi. Nici să nu vă gândiți. Și este din divinitate. Uitați-vă ce frumos acest cavaler privește către această cupă de dragoste. Asta vă îndeamnă cartea, da? Să nu vă luați ochii de la această ofertă pe care divinitatea vă trimite. Pentru că aveți tendința, văd, să faceți lucrurile ușor, să faceți lucrurile superficial și nu este bine. Nu este bine, pentru că mergeți din nou, am o puternică energie din rac aici. Deci, cum v-am spus, vi se pot potrivi zodiile sau nu, sau descrierile. Eu le spun pentru că acestea sunt cele mai intense, dar se pot potrivi sau nu. Nu uitați că este o etalare generală. Aveți tendința, dacă dumneavoastră sunteți persoană și sunteți în rac, da? Aveți poate tendința sau aveți ascendentul în rac, da? Aveți poate tendința să faceți lucrurile superficial sau să luați această relație în mod superficial, pentru că da, v-ați bătut, ați făcut eforturi mari și încă le faceți. Încă în prezent, acum când vă uitați la acest video, dumneavoastră vă aflați în acest conflict, da? Și poate la un moment dat aveți intenția să renunțați sau să lăsați lucrurile în voia lor să meargă. Nu renunțați, nu lăsați lucrurile să meargă în voia lor și nu faceți lucrurile superficial. Nu este momentul, pentru că sunteți pe un teren destul de sensibil. Dumneavoastră aveți puterea necesară, aveți forța necesară, aveți adrenalina necesară să mergeți mai departe, aveți toate aturile. De ce să le pierdeți și parcă să le ascundeți când nu este cazul? Mergeți mai departe și nu încercați să fiți superficiali în aceste decizii și în acțiunile pe care dumneavoastră le veți face în această lună ianuarie,
Pentru că, să știți, dacă veți fi acest superficial, veți cădea, veți avea o... cum să vă spun, o depresie, o tristețe profundă vă va măcina mintea, sufletul, simțirile. Orice dumneavoastră veți întreprinde, nu vi se va mai lega, să spun așa, pentru că parcă nimeni nu vă mai ajuta. Divinitatea care v-a trimis această cupă de dragoste va renunța să vă mai trimită acest ajutor a doua oară dacă dumneavoastră îl refuzați și nu veți lua o decizie și nu vă veți decide. Nu abandonați, decideți-vă, fiți siguri pe voi. Este o relație de dragoste armonioasă, este persoana potrivită, încercați să nu abandonați, pentru că vă aflați, dacă aveți impresia că sunteți într-o situație fără scăpare, într-o situație fără ieșire, să știți că sunteți la sfârșitul acestor iluzii, parcă o parte dintre voi simțiți că norocul vi s-a terminat. Simțiți că nimeni și nimic nu vă mai poate ajuta. Simțiți că Universul, că Dumnezeu parcă v-a lăsat și v-a abandonat. Parcă ați căzut în acest prăpastie, în acest abis, de unde nu mai aveți puterea necesară să vă ridicați. Însă să știți că dacă vă aflați acum, în acest moment, sau simțiți că sunteți în această spirală, în acest vârtej, pe care din păcate nu-l puteți controla, pentru că sunteți o victimă, da, aici, să știți că este finalul, este sfârșitul acestui vârtej, acestei situații, acestei furtuni în care vă aflați. Este sfârșitul acestor iluzii. Pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă acum sau se va întâmpla, nu veți putea controla. Pentru că totul din partea partenerului este oferit. Divinitatea vă oferă această bunătate, dar parcă există obstacole multe pe care nu le puteți dumneavoastră controla, dar să știți că în orice sau ce momente dificile aveți, sunt pe final, da? Sunt pe final aceste momente. Cam atât pentru cei care au ales această prima variantă. Pentru cei care au ales varianta 2, da? Haideți să vedem pentru cei care au ales această a doua variantă. Aici dumneavoastră văd că vă doriți foarte mult o stabilitate. Vă doriți ca să aveți o viață de familie frumoasă. Văd aici o energie puternică din zodia Berbec, Leu poate, sau să spun Săgetător. Iar mai văd o energie puternică din Balanță. Dar văd că dumneavoastră vreți această stabilitate. Vreți ca orice probleme și orice conflict anterior să se termine și sunteți gata ca să terminați orice instabilitate, orice conflict, orice confuzie. Sunteți gata să clarificați totul pentru a vă găsi echilibru, dar în același timp nu sunteți gata să vă mai proiectați în viitor. Nu mai aveți această capacitate pentru a vă proteja, pentru a nu cădea în nicio cursă. Parcă nu mai aveți, sunteți vigilenți din punct de vedere material. Parcă o parte din dumneavoastră s-ar putea să cheltuiți foarte mult, da? În orice caz, nu mai sunteți gata să
să vă proiectați, da, în viitor. Nu, parcă nu mai aveți această capacitate. Cărțile spun că este persoana potrivită la care vă gândiți dumneavoastră, persoana aceea specială, sunteți diferiți. Fie că veniți din, eu știu, poate să însemne că sunteți din orașe diferite sau de departe, în orice caz sunteți suflete pereche, sau poate să însemne că sunteți total diferiți unul de altul, da? Dar această, eu știu, diferență face în asemenea fel încât sunteți atrași unul de celălalt ca un magnet. Parcă văd două persoane aici total diferite. Parcă o văd pe ea un pic, să spun, cu tenul mai închis, da, la culoare, și el cu tenul mai deschis sau invers. Nu uitați că energiile se pot întrepătrunde. O energie puternică văd foarte mult din rac, pești sau scorpion. Și să știți că este sufletul dumneavoastră pereche. Fiți gata să acceptați această relație, pentru că este sufletul dumneavoastră pereche fără nicio discuție. Dar, cum v-am spus, parcă nu aveți curajul să mergeți. Nu uitați că energiile se întrepătrund. Eu aici vorbesc mai mult despre dumneavoastră care priviți videoul, dar poate să fie valabil și pentru persoana specială pe care dumneavoastră o aveți în minte sau în suflet, da? În orice caz, cineva nu are curajul să meargă mai departe. Cineva nu mai are, parcă nu mai vede în viitor, eu știu cum să vă spun, visele că îi se vor împlini. Parcă nu mai simte că este fără noroc. Parcă știți dumneavoastră că trebuie să aveți curajul necesar și să îndrăzniți, dar parcă vă este frică să țineți de ceea ce ați realizat până acum. Parcă vă văd așa un pic cu teamă să fuzionați cu această persoană. Sau cineva are această teamă, da? De a acționa, de a avea curajul să devină unul, da? Deși știe sau știți că sunteți suflete pereche, da? Și este o persoană din trecut. Este o persoană din trecut care vrea să revină. Este o persoană care poate în prezent nu mai sunteți împreună, dar așa cum vă gândiți dumneavoastră la persoana respectivă, să știți că așa se gândește și ea la dumneavoastră. Sunteți melancolici ambii, da? Despre momentele frumoase pe care le-ați avut împreună, despre tot ceea ce ați realizat frumos. Parcă acum vă văd pe dumneavoastră că plângeți ceea ce, eu știu, regretați ceea ce a fost în trecut, ceea ce ați fi putut avea împreună. Parcă avansați dumneavoastră în viață acum în ianuarie, parcă ați început și parcă sunteți într-o suferință mare, da? Într-o suferință destul de puternică, pentru că nu mai aveți încredere în dumneavoastră, nu mai aveți încredere în intuiția dumneavoastră, în naturile pe care le posedați, și sunteți o persoană extrem de puternică, extrem de intuitivă, care întotdeauna parcă ceea ce v-ați propus ați realizat, dar acum parcă nu știu, nu mai aveți încredere, ați fost dezamăgiți în trecut, ați respins această plăcere de a vă uni, nu știu, o parte dintre voi văd aici. Parcă vă gândiți mereu la ceea ce s-ar fi putut întâmpla frumos. Sau în orice caz, deci merge pentru în ambele sensuri, fie dumneavoastră, fie partenerul sau partenera. În orice caz, o energie puternică de dragoste aici văd, o energie feminină extraordinară și o energie masculină
plină de autoritate, de putere, da? În orice caz, un cuplu extraordinar de frumos. Sunteți suflete pereche și este bine să vă reuniți. Pentru că aici simt că este cineva pe care dumneavoastră, nu că l-ați dat uitării, că nu este vorba că l-ați dat uitării, dar cineva care a plecat. Deci această relație parcă s-ar fi terminat, dar este o relație divină, este o relație protejată și să știți că vă veți reîntâlni pentru că divinitatea va face în așa fel încât să vă reîntâlniți, da? Dacă sunteți separați, da? Pentru cei care cam atât, deci pentru cei care au ales această a doua variantă, pentru cei care au ales a treia variantă. Aici văd că dumneavoastră care priviți la acest video sunteți singuri în prezent, sunteți singuri și analizați. Parcă observați persoana respectivă, îi analizați pe cei din jur. Sunteți într-o analiză, sunteți într-o introspecție, fie pentru ca dumneavoastră să înțelegeți ce se întâmplă în prezent și să puteți merge mai departe. Dar nu vă văd pregătiți încă pentru a face pasul cu persoana specială pe care dumneavoastră o aveți în minte. Deși persoana respectivă este foarte, foarte pregătită. Iarăși aici văd o energie puternică din vărsător fecioară sau rac, scorpion și pești. În orice caz, persoana cealaltă este pregătită, dar dumneavoastră parcă încă analizați, parcă vă întrebați, oare este persoana pe care trebuie să o accept în viața mea, care trebuie să intre în viața mea? Și sunteți gata, cărțile vă spun că trebuie să vedeți mai clar. Să vedeți mai clar situația. Fie că dumneavoastră aveți de ales între două persoane, fie nu o vreți să alegeți niciuna, fie v-ați detașat de tot pentru a vă putea găsi liniștea sufletească. Cărțile spun că nu aveți toate datele problemei, că acest insecuritate pe care o aveți în gândire trebuie să ia sfârșit ca să puteți vedea mai bine și mai clar lucrurile, ca să știți ceea ce aveți de făcut. Pentru că aveți tendința să vă văd că aveți tendința parcă să vă luați lucrurile și să plecați. Parcă vreți să plecați și într-o călătorie, mulți dintre voi. Parcă vreți să plecați, să fugiți de anumite responsabilități. Vreți să fugiți de undeva. Deci fie, repet, energiile se pot întrepătrunde și fie sunteți dumneavoastră, fie este partenerul. În orice caz, cineva vrea să înceapă ceva de la zero și vrea să plece în necunoscut. Cărțile spun că nu este momentul să faceți acest lucru, pentru că nu aveți toate datele problemei, nu vedeți clar situația. Sunteți legați la ochi în prezent. Dați-vă un pic jos vălul ăsta de pe față, nu vă mai simțiți influențați de nimeni, rămâneți așa cum sunteți, retrași, da? Sau dacă nu este vorba despre dumneavoastră, este vorba despre partener sau parteneră. În orice caz, cineva vrea un nou început, vrea să o ia de la zero, să înceapă ceva frumos. Iar această relație, să știți că este protejată de divinitate. Nici nu să nu vă faceți probleme că nu ar fi protejată de divinitate. Această relație este protejată de univers. Văd aici, iar și o persoană poate să fie din gemeni sau vărsător. În orice caz, dorințele vi se vor împlini. Toate incertitudinile și toate aceste neclarități care le aveți în prezent se vor clarifica cu timpul. Aveți credință pentru că totul merge bine de la sine.
și veți găsi soluții. Sunteți plini de speranță, așa că degeaba, eu știu, aveți impresia că nu vedeți bine lucrurile, că nu aveți această claritate în decizii, în gândire, în opțiuni, însă la un moment dat să știți că veți ști ce aveți de făcut, pentru că toate acțiunile dumneavoastră sunt protejate. Sunt protejate de către divinitate și vi se va clarifica acest drum. Vi se va arăta calea cea dreaptă, da? Cam atât pentru cei care au ales aceasta a treia variantă. Haideți să vedem pentru cei care au ales cea de-a patra variantă. În prezent văd o persoană, cred că sunteți dumneavoastră, care... cum să vă spun aici, văd, s-ar putea să aveți legătură cu o persoană din balanță gemeni vărsător sau rac, scorpion sau pești. În orice caz, văd că sunteți o persoană în moment în care sunteți pur și simplu sufocați. Sunteți sufocați sau sufocată de o anumită situație, de o anumită problemă. Îmi cer scuze. De o anumită, cum am spus, problemă, o anumită situație în care parcă nu cineva vă ține închis, vă simțiți prizonieri, că sunteți prizonierii gândurilor dumneavoastră, al ceea ce vreți să faceți, parcă nu vedeți ieșire, nu vedeți scăpare, deși știți care ar fi ieșirea, parcă totuși nu acționați, parcă rămâneți sub o influență negativă. Să știți că cineva vă influențează și vă transmite o energie negativă. Trebuie să vă debarasați de acea persoană. Este o persoană fie din anturajul dumneavoastră, mai mult cred că este din familie. Cineva, în orice caz, o energie negativă care vă înconjoară. Vedeți această energie negativă care dumneavoastră sunteți aici, pur și simplu vă asuprește. Nu știu cum să vă spun, nu vă lasă să gândiți clar, nu vă lasă să ieșiți din această situație în care vă aflați acum, nu știu de ce și nu știu, dumneavoastră știți mai bine cazul în care sunteți, dar nu sunteți bine în prezent, să știți că nu sunteți bine și din cauza asta parcă nu sunteți gata să mai fiți persoana care erați atât de sigură pe ea înainte, să fiți persoana care, cum să vă spun, plină de imaginație, plină de creativitate care ați fost, sigură pe ea, o persoană care era stăpână asupra vieții, o persoană care se baza, tot pașii în viață au fost ghidați după intuiție, dar și din experiență, o persoană parcă știați și acționați cu impulsivitate, mergeați către necunoscut și totul era bine, mergeați într-adevăr pe un teren fragil și orice mic pas greșit puteați cădea într-o imensă prăpastie, însă niciodată nu ați fost acolo, dar parcă acum nu mai sunteți gata să mai mergeți în acest necunoscut, parcă nu mai sunteți gata să vă ascultați sufletul, să vă ascultați limbajul sufletului care v-a ghidat până acum. Cărțile spun că totuși trebuie să acceptați acest dar pe care îl aveți de a fi persoana intuitivă care ați fost până acum. Pentru că uitați ce frumos ați reușit să îmbinați totul în viață, parcă până acum. De ce să credeți că totul s-a năruit când nu este cazul? Este momentul și cărțile vă spun să nu mai suferiți.
să vă opriți din această suferință, pentru că vă văd că suferiți extraordinar de mult din dragoste. Mai văd aici o persoană cu tenul deschis la culoare, cu ochii deci căprui sau bleu, albaștri, o persoană cu părul fie blond, cu ochii albaștri, fie șaten, cu ochii căprui, da? Sau invers. Poate fi sau nu adevărat. Iar cum v-a spus, gemeni, balanță, vărsător, de asemenea, rac, scorpion, pești. Însă văd și o persoană brunețică, da? Cu ochii negri. Este o etalare în general, nu uitați, da? Care vi se poate potrivi sau nu. Însă opriți-vă, cărțile spun că este momentul să vă opriți din această suferință. Parcă vă văd că suferiți de cel puțin 3 luni. Sau cel puțin 3 săptămâni. Este momentul să vă opriți din această tristețe, să vă deschideți aripile și să zburați, pentru că uitați ceea ce vă așteaptă. Cea mai frumoasă carte din tarot este soarele. Vă așteaptă acest lucru dacă puneți capăt tristeței acesteia în care vă aflați acum, în acest abis, în această situație în care dumneavoastră nu vedeți o ieșire, deși este simplu. Este foarte simplu să vă opriți din această suferință. Credeți-mă, cărțile spun că este simplu și că aveți această putere necesară, dar parcă nu sunteți gata. Nu sunteți gata să aveți fluiditatea pe care odată ați avut-o. Nu știu de ce. Dumneavoastră știți de ce. S-ar putea să aveți de-a face cu o persoană din leu de asemenea, sau persoana din leu să vă poate salva din această situație. Nu uitați de că sunt energii generale care sunt cele mai puternice și care le văd și vi le prezint, dar nu se pot potrivi cu toată lumea. Să nu uitați acest lucru. În orice caz, cărțile spun că este momentul să ieșiți din această tristețe, din această suferință, din această durere inimaginabilă, din această strâmtoare, din această închisoare unde nu știți ce să faceți și dacă este bine să faceți. Da, da, este bine, acționați, cărțile spun că veți găsi această putere, veți regăsi și veți găsi soarele, da? Și toată această binecuvântare pe care Universul și Dumnezeu vă dă. Da? Cam atât pentru dumneavoastră, pentru luna ianuarie în dragoste. Sper că această etalare interactivă să vă fi plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la un nou video. La revedere!